Noaptea trecută a fost cea mai friguroasă din această iarnă în Mehedinți. Vorbim de temperaturi de minus 7 grade Celsius, care au înghețat totul în jur. Pe asfalt s-a așternut o poșghiță de gheață și s-a circulat cu dificultate la primele ore ale dimineții. Iată că mehedințenii au avut parte de cea mai friguroasă noapte de până acum, vorbim de temperaturi de minus 7 grade Celsius. În jurul meu este zăpadă, însă toată este înghețată. La acest moment, chiar dacă este soare, termometrele indică minus 4 grade Celsius încă de la orele dimineții. O surpriză au avut și șoferii care s-au trezit dis de dimineață să plece la serviciu, mașinile lor fiind înghețate. Noaptea de 13 ianuarie a fost catalogată drept cea mai rece de până acum. În Mehedinți, temperaturile au scăzut pe alocuri chiar sub minus 7 grade Celsius, iar gerul a pus stăpânire pe tot județul. De dimineață, oamenii s-au pomenit cu mașinile înghețate pe care abia au reușit să le pornească. Pentru a se proteja de frigul mușcător, severinenii spun că apelează la cele mai groase haine din garderobă. Cum suportați frigul, gerul de afară, mai ales în zilele acestea? Deocamdată bine. Cum vă protejați? Ne îmbrăcăm. Aveți și remedii naturiste, probabil? Nu neapărat. Un ceai, unul ăsta nu e altceva. Cum să mă protejez decât îmbrăcat bine? Ați simțit gerul de azi noapte? Da, că nu am nici căldură la bloc. Cea mai friguroasă noapte? Da. Și cum vă protejați? Vă îmbrăcați bine? Plapumă, în training noaptea, așa, doar că n-am căldură. Sunt o haină mai puțin mai groasă decât normal, da? Deocamdată chiar așa gel la noi, așa ca să... Aveți ceva remedii naturiste? Nu, să iau din astea, nu. Nimic nu iau. Dar gelul de azi noapte, l-ați simțit? A fost cea mai friguroasă noapte. A fost, dar nu l-am simțit. Medicii spun că este esențial în această perioadă să ne protejăm de hipotermie. Cazurile acestea au o multitudine de origini. Ideea este să nu pleci fără un motiv întemeiat din casă pe vremea asta, motiv bine întemeiat, ca să spun așa ceva, bine îmbrăcat, și cei cu patologii cardiovasculare, neurologice, metabolice și așa mai departe au un factor de risc în plus și ar trebui să se deplaseze doar la orele cele mai călduroase sau să-și ceară ajutorul cuiva ca să le rezolve problemele care înseamnă deplasarea. Afectată de ger a fost și agricultura în această noapte. Dacă temperaturile continuă să fie la fel de scăzute, fermierii vor avea de suferit. Până la minus 10 grade mai merge, mai avem o speranță că nu vor fi afectate culturile de toamnă, înființate în toamna anului 2021. Sperăm că nu se va repeta și în această noapte sau o perioadă mai lungă, pentru că nu avem zăpadă, zăpada s-a așternut foarte puțin, în timpul zilei se va topi. Speranța noastră va fi că temperaturile nu vor scădea, pentru că dacă vor scădea, vom avea mari probleme cu culturile de toamnă, vorbind de cultura de grâu, rapiță și orz. De asemenea, în astfel de situații, șoferii trebuie să adopte o conduită preventivă în trafic, spun polițiștii, și să dețină anvelope de iarnă.